O romanță de-a dreptul emoționantă, iar lângă noi, acasă, a revenit Lenuța Burghil alături de maestru și compozitorul Constantin Rusnac. Bine ați venit acasă, maestre, și dumneavoastră, bine ați revenit acasă. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație și salut toată lumea care este alături de noi în această zi frumoasă și întotdeauna care este alături de noi. Noi avem nevoie foarte de multă atenție din partea publicului nostru scump și drag. Este o onoare pentru noi, iar mai ales piesa cu care ați venit, una extraordinar de frumoasă. Care este, nu știu, creația acestei, de unde, originile acestei piese? Ei, are o... Piesa asta o să aibă degrabă 50 de ani, fiindcă eram tânăr atunci și Ion Podoleanu, da, era Ion Podoleanu, dramaturgul nostru care a scris mai multe piese care le cunoașteți pentru Teatrul Luceafru, pentru Teatrul nostru național, a fost și director de teatru, un dramaturg și un poet cunoscut. El m-a rugat pentru o piesă, pentru un spectacol, să-i fac două romanțe, Când vine toamna pe la noi și a doua romanță, tot în același stil, despre frunzele în toamnă tot. Și eu i-am făcut, le-a plăcut foarte mult. Sulac a ascultat acest roman și a vrut să le cânte, dar Podoleanu mi-a interzis. O să fie cântate numai după spectacol. Din păcate s-a întâmplat că spectacolul n-a mai avut loc și deci eu regretam că nu a cântat Sulac. Dar a cântat această romanță foarte mulți, printre care Mihai Munteanu, Andrei Ștefăneț. Și când a auzit-o Lenuța, ea zice, dar se poate să o cânt și eu. Eu zic, cu mare plăcere, ce mai mare plăcere când îți cântă lucrările. Și iată, ea, în premieră, am venit în fața dumneavoastră. Frumos. Întâi a cântat-o exact o săptămână sau două săptămâni. O săptămână în urmă, în concertul cameral la Filarmonica. Așa? Din Iași. Am avut un concert și ea atunci a fost premieră absolută. Și la dumneavoastră, putem o spune iarăși premieră și îți mulțumesc că ai apreciat această romanță și ai cântat-o cu suflet. Suntem onorați. Maestre, dumneavoastră, aveți foarte multe lucrări și romanțe și, într-adevăr, am zis că o să preiau câteva romanțe, fiindcă aveți aceste turnee și concerte de cameră. Trebuie să-ți amintesc că totuși ai luat premiul întâi la Crizantema de Argint la romanță, din cauza asta. Cu adevărat așa este, nu? Când o femeie romanța o simte prin ea, o trece prin ea, nu? Cu adevărat am revenit acum prin domnul Constantin Rusnac la romanțe, că de altfel am lăsat acest gen mulți ani, mulți ani. Și am luat într-adevăr premiul întâi la Crizantema de Argint. Felicitări. Și am fost laureată la Crizantema de Aur la Târgoviște. Și deci mi-a plăcut foarte mult. Dumnealui a zis, uite, vreau să cânt niște romanțe în Iași. Eu am zis, mai este să încerc să văd cum revin. Și dumnealui mi-a arătat mai multe romanțe, dar eu am ales-o pe asta și am cântat și piesa noastră Întoarcem la tine, o piesă nouă care am lansat-o de ziua mea la concertul meu jubilear și la concertul dumnealui jubilear, desigur. Da, Întoarce-mă la tine este o piesă extraordinară. N-am reușit astăzi să o cântăm, fiindcă am ținut foarte mult să cântăm romanța, că e de toamnă, cu mesaj de toamnă, dar cu altă ocazie o să cântăm și Întoarce-mă la tine, o piesă extraordinară care mi-a scris-o. Mai este special pentru mine, împreună cu Claudia Partole, am lucrat la această piesă și este una de rezonanță, abia aștept să filmez și un clip, poate vin la voi să-l prezentăm. Cu drag vă așteptăm, dar eu înțeleg că nu sunteți la prima colaborare, adică de mult formați un tandem frumos. Eu chiar vreau să, din ce cauză eu sunt, o simt aproape de Lenuța Burghil. În fond, eu întotdeauna când am scris, când m-a rugat cineva să fac, niciodată n-am scris pentru cineva să rog, cântem, te rog cu tare. Și deci tot ce s-a cântat, m-a rugat, toate cântărețe. Și acum pare rău că n-am fost eu mai insistent. Așa și cu poeții am pățit-o. Grigore Vieru m-a rugat să scriu, am scris. Dumitru Magroschi m-a rugat să scriu, am scris. Anatol Ciocanu, am scris. Nu m-au rugat, n-am scris. Acum pare rău, dar asta e altă problemă. Și iată, în 2000, asta este un moment care trebuie tot timpul repetat. Lenuța Burghil mă roagă să-i scriu o piesă, o romanță pe versurile lui Mihai Eminescu. Așa. Eu zic, bine, dacă mai ce-și fac? Da, le spune, dar eu fac acest disc din 10 romanțe pe versurile lui Eminescu, dar în diferite limbi. Și dumitale îți revine în limba ivrit. Și eu atunci zic, dacă așa, bine, atunci îmi dai textul în ivrit, fiindcă dacă o în fereastra despre mare, dacă îl scriu eu cu textul lui Eminescu în limba română, mie o să-mi iasă muzica
în stil românesc, stil românesc, moldovenesc. Da, da, da. Dar dacă o să simt silaba tradusă în ivrit, deci eu o să mă duc puțin în altă atmosferă. Ea așa și-a făcut. Mi-a dat traducerea și eu am făcut această lucrare în ivrit și eu îi mulțumesc din suflet, în primul rând, că ea, atunci când eu, ca secretar general UNESCO, împreună cu Comisia Națională a României, am fost foarte mulțumiți că UNESCO a numit anul 2000 anul Eminescu. Așa, era? Da, da, da. Și deci era un aport din partea noastră și eu am scris și un acrostic despre el și eu îi mulțumesc ei că ea a făcut un efort eroic să cânt un... Dacă a cântat în franceză, a cântat în românește, în rusește, eu mă înțeleg. Dar, eu să înțeleg, doamne, pentru că îi plac provocările. Da, dar a cântat în arabă, a cântat în japoneză. Niponă, să zicem. Da. Ea a luat pedagogi care au lucrat cu ea. Și am reușit lansarea la Strasbourg. Și atât de frumos a fost acest disc. Și eu îi mulțumesc pentru acea primă colaborare care a fost. Și lucrarea aceea s-a cântat și în Franța. Deci de atunci se leagă. E genială, și a cântat-o și Ioan Pavlencu de-acu cu versurile lui Eminescu. Așa, nu în ivrit, în original. Și tot conservatorul îl cântă. Și sopranele și bașii cântă această lucrare pentru voce și pian, care vrea cu orchestra, care deci e foarte bine cântată. Dar eu întotdeauna îl vedeam pe domnul Rusnac, nu numai un compozitor celebru, dar ne-a fost și rector la conservator. Și eu întotdeauna aveam, ca știi, ca de pedagogi, întotdeauna un pic de, nu știu, de frică, nu știu cum, exact. Știi, da, să dau examenul cel, dar nu cumva să mă dea afară, da, nu știu, și nu, îl vedeam, știi cum, mă rog. Și întotdeauna mi-a fost greu să mă apropie de dumnealui să rog, zic, măi, cine știi, să nu mă refuze, dar el e un om extraordinar și atunci mi-a luat inima în dinți în 2000 și m-am apropiat de dumnealui și nu m-a refuzat, mulțumesc. Și după care a urmat că eu am mers cu Caravela Culturii, a fost o perioadă așa și n-am mai revenit să colaborăm, da. Acum am revenit în forță. Și vreau să vă spun că avem foarte multe proiecte de viitor împreună cu maestru. Avem și turnee, avem și concerte, mai ales pentru anul viitor. Anul ăsta, desigur, îl sărbătorim în fiecare zi pe maestru la 75 de ani. Așa este. Da? Eu chiar am întotdeauna cuvinte de mulțumire, fiindcă anul trecut, împreună cu soțul Vitalie, soțul meu, de câteva m-au contactat, au venit la mine propunându-mi că eu zic, se apropie vârsta de 75 de ani și trebuie să facem niște concerte. Și eu am zis nu, nu și nu. Până când ei au insistat într atât timp că m-au convins de acum, exact în noiembrie anul trecut, eu am spus da. Maestre, dar creațiile unui compozitor sunt nemuritoare și atât timp cât ele sau este cere de a fi valorificată, de a fi auzită, da, de a fi dusă mai departe. E atât de complicat și asta, fiindcă eu am avut câteva experiențe, da. Și am zis că mai mult nu. Cred. Fără susținere, fără e complicat. Acum chiar ne bucurăm pentru că 25 noiembrie vom avea împreună un recital în cadrul unui concert mare la Ocnița, 20 de ani de activitate a colectivului de dans Respiro, Inspirație, și ne pregătim, adică noi avem foarte multe invitații și ne bucurăm că creația noastră totuși e apreciată. Și... Este apreciată și eu mă bucur în același timp că și tinerii iubesc sau încep să iubească poate aceste romanțe care, cum ați spus dumneavoastră, de multitate sau un pic prăfuite și dumneavoastră doar i-ați suflat un pic praf. Exact, reinterpretarea și este extraordinar de frumos. Eu, în calitate și de manager producător, în afară de cântăreți, desigur îi ajut pe acest colectiv, fiindcă eu i-am descoperit Caravela Culturii cândva și îi ajutăm, îi susținem și vă invităm și pe dumneavoastră, pe 25, să faceți un reportaj și mulțumim lui Antonina Pavlova, fiindcă 20 de ani, dumneiei, muncește la Ocnița și în tot nordul cela și reușește să aibă. Eu cred că ei sunt cei mai buni după Codreanc. Super. Adică vă rog să veniți, vă invităm neapărat, cu drag, alături de venim. Noi. Ați spus mai devreme de acest an, de 2023, maestre, dați-mi voie să mă simt, să-mi exprim gratitudinea și onoarea pentru faptul că mă aflu lângă omul secolului, pentru că așa ați fost, așa. Așa ați fost numit, da, pentru, mulțumesc, pentru creația pe care o aveți. Iar în acest sens, cumva vreau să fac și legătura cu partea mai familială, pentru că ambii sunteți bogați și bogați în nepoți, mai ales dumneavoastră, doamna Lenuța, recent, bunică la puterea a patra.
Și cum este? Bă, într-adevăr, se simt altfel emoțiile? Da, sunt foarte bucuroasă, doar un lucru mă întristează că n-am putut fi alături de fiică, având aici deja foarte multe programate, dar cred că la începutul anului viitor o să merg să-mi văd nepoțica și o iubesc foarte mult, le iubesc pe toate. Cum o cheamă? Dar e un nume așa mai complicat, acum chiar m-ai luat pe surprindere, dar Bella e așa, numele doi. Ăla prescurtat pe care îi spuneți. Da, 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 așa trebuie să mă deprind că e mai popular în Filipine acest nume. E așa. Foarte așa. Și vreau să zic că, nu știu, fiica mea are niște intenții să plece chiar să trăiască în Filipine. Frumos! Și a zis că dacă, au zis că să-mi plac și mie acolo să mergă în vacanțe. Da, nu ne lăsați și plecați acolo de tot, că mai avem nevoie de... Păi nu, că mai venim, dar te luăm și pe tine altă dată, pe domnul Rusnac, și facem un concert acolo. Important să avem sponsor pentru bilet. De ce nu? Putem să facem și să învățăm și pe cei de acolo, deci pe cei de acolo ce înseamnă muzica adevărată românească. Cu mare drag. Cu un compozitor. Mai ales că eu am legături cu Comisia Națională de acolo din Filipine. Gata, ne-am găsit filele. Uite cum se leagă, da? Așa este. Maestre, doamna Lenuța, eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați onorat cu prezența. Vă mulțumim pentru această romanță și mai așteptăm acasă. Mulțumim foarte mult de fiecare dată când ne veți invita. Noi vom veni cu ceva nou, cu ceva în special pentru voi, pentru publicul care vă iubește și ne iubește. De ce nu? Mulțumim frumos!